Salut! În videoclipul acesta vom discuta despre planul meu pentru listarea ASO pe Mare Exchange, care în momentul când fac acest video nu merge extraordinar. Dar nu este nicio problemă, deoarece Price Discovery este în derulare și, la finalul acestui video, vom avea concluzia dacă a fost un plan bun sau nu. Dar înainte să începem, dacă vrei să ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și spune-mi într-un comentariu câte bilete ai câștigat sau care a fost strategia ta. Să vă pun puțin în context despre rezultatele proiectului de până acum. Pe MAR, la 11 s-au vândut 70 de milioane de tokeni ASH la prețul de 0,04 de dolari per token. În total, au fost 56.000 de bilete la prețul de 50 de dolari plătiți în e-gold, din care 337.000 s-au vândut. Așa, pentru un bilet câștigător primeai 625 de tokeni ASH și 625 de tokeni locked ASH, care vor fi deblocați peste 3 luni. Eu am avut norocul să câștig două bilete. Strategia pe care o am cu tokenii câștigați v-am prezentat-o într-un video trecut și anume voi adăuga tokenii la Price Discovery cu speranța că voi vinde la un preț mai bun decât dacă aș vinde pe un exchange peer-to-peer cum este JEXchange. Dacă este să ne raportăm la astăzi dimineață când am scris scriptul, strategia mea nu a fost una bună, deoarece pe JEXchange ieri s-a vândut un token la 0,16 dolari. Dacă facem un calcul, 625 de tokeni ASH ori 0,16 dolari, vine 100 de dolari. Un ticket mi-ar fi dublat banii și mai rămâneam și cu cei 625 de tokeni locked ASH care se deblocau peste 3 luni. Dar ce să fac dacă am avut o altă strategie de care am decis să mă țin și să nu mă bat de la ea, și anume să pun toți tokenii în Price Discovery. Dacă ne uităm, astăzi dimineață când am scris scriptul, era mult mai rău, era doar la 0,07, un aproape 2x față de prețul de listare. Acum este la 0,11. Totuși, prețul în prezent, cum este 0,11, dacă ar fi ca acesta să fie prețul final față de 0,16, este o mică diferență. Dar totuși, până la ora 20 durează Price Discovery, doar atunci o să pot trage concluzia dacă strategia a fost una bună sau nu. Să nu mă înțelegi greșit că mă plâng, pentru că oricum o să fac profit. Ideea videoului e de a vă prezenta experiența prin care am trecut eu, de unde sper că aveți ceva de învățat. Ca o concluzie și de ce am vrut să fac videoclipul acesta. L-am făcut ca să vă arăt că nu mereu putem lua cele mai bune decizii și cu ocazia asta vreau să vă încurajez mereu când aveți profit într-un proiect să marcați profitul, deoarece altfel sunt doar niște numere pe ecran. Mai important decât atât, cum toată lumea se așteaptă la vremuri grele și să vină corecție, profitul este mega important să fie marcat în stablecoin. Pentru mine este deja a treia oară când am intrat în anumite proiecte, mă rog, a doua oară, că de data asta încă lucrurile se pot schimba, văd că prețul arată destul de bine încă pentru Price Discovery. Aproape la 3x față de prețul de pe MAR la 11, cât a fost 0,04. Am observat că asta este o greșeală pe care am tot repetat-o și aș vrea să nu mă mai lăcomesc pe viitor. De data aceasta, totuși încă nu este târziu, lucrurile se mai pot schimba în Price Discovery. Și totuși, dacă nu se schimbă, îmi voi asuma investiția făcută pentru că am intrat cu banii pe care îmi permit să-i pierd. Totuși, suntem un bear market și proiectul ăsta are potențialul să ne scoată investiția la doar jumate din token vânduți. Restul ce se deblochează peste 3 luni o să vină gratis. Rămâne să vedem ce se va întâmpla până la final. O să vin oricum cu un update atunci când se termină depunerea și se stabilește care va fi prețul final, ca să vedem și să tragem o concluzie dacă strategia de care m-am ținut a fost bună sau dacă era o decizie mai bună să vând pe JEX la prețul de 0,16 dolari. Acum este ora 7 și mai durează încă o oră Price Discovery-ul. În momentul de față, prețul s-a descoperit în jurul valorii de 0,11 dolari. Concluzia mea este că aș fi ieșit mai bine dacă aș fi vândut pe JEXchange la 0,16. Dacă aș fi vândut pe JEX la 0,16, aș fi făcut 3x profit pe lângă investiția inițială. Sunt mulțumit, este vorba doar că aceea putea să fie o alegere mai bună decât asta, dar atâta timp cât faci profit, nu ar trebui să fii supărat. Pe lângă loteria cu Maiar la 11, avem și noi știri importante. Antreprenorul în serie, Sergiu Biriș, se alătură echipei Elrond ca Head of Product, dar și Ștefan Zacalca, Head of Core Applications. Pe lângă asta avem și câțiva speakeri care vor fi prezenți la X-Day anunțați. Primul este CEO-ul Yuga Labs și anume Nicol Muniz. A mai fost anunțat Herman Arula, CEO al Improbable, va fi prezent și el în calitate de speaker, dar și Filip Rosedal, care este founder of Second Life. Dacă ne uităm aici pe site, pe X-Day, putem observa că urmează un singur milestone
care mai trebuie să fie anunțat. Am încercat să deblurez cu Inspect Element din consolă, dar nu am reușit. Aici scrie că o să vină lucruri pentru cine poate aștepta. Deci au luat măsura aceasta de securitate. Pe lângă treaba asta, am mai vrut să vă arăt o chestie foarte interesantă legată de NFT-urile Cantina Royal. Până acum o săptămână, când era varianta beta, acum s-a terminat varianta beta și în 31 octombrie urmează lansarea jocului și pe calculator și pe mobil, putem observa că floor price-ul este acum 2,5 și săptămâna trecută a fost 1,2. A fost o oportunitate bună pentru cine a acumulat maimuțe. Ținând cont că săptămâna trecută prețul era 1,2, 1,3, aproape că s-au dublat maimuțele în timpul acesta. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să dai un like. Te aștept și în grupul de Telegram și te invit să mă urmărești pe Twitter. O să găsești link-urile în descriere și noi ne vedem data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.